Adunarea generală a obștii de moșneni, aninișeni, radoșeni, cărpinișeni, programată pentru duminica trecută, a fost amânată urmarea unei adrese a Direcției de Sănătate Publică Gorj. O parte a membrilor obștii adunați deja la sediul acesteia din satul Radoș au reacționat virulent, oamenii fiind supărați că întrunirea era una importantă. Aici urmând să se discute și un prejudiciu de 2 milioane de euro, bani care trebuie plătiți unei firme private. Membrii în fața unor agenți de poliție ajunși la fața locului au cerut explicații și au făcut acuzații la adresa conducerii obștii, dar mai ales a președintelui acesteia, spunând, printre altele, că de ani buni nu au încasat niciun leu de la obște. La convocatorului am venit la adunarea generală. Pe convocator spune descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație. E o problemă foarte simplă. Descărcarea de gestiune a unui Consiliu de Administrație nu se poate face fără raportul Comisiei de Cenzuri. După cum vedeți, în convocator nu este niciun paragraf că se prezintă și raportul Comisiei de Cenzuri, care nu există. S-a încercat un fel de descărcare de gestiune pentru că această obște este fraudată, devalizată, furată de președintele obștii, secretarul obștii și Consiliul de Administrație, cu aprobarea Comisiei de Cenzori, pentru că și Comisia de Cenzori este complice la tot ceea ce s-a fraudat în această obște din 2011 până în prezent. Cerem ajutorul organelor de anchetă pentru că de plată este, obștea are de plată la ora actuală 125 de miliarde de lei vechi, bani pe care nu se pot plăti, ceea ce va face ca cel care a avut acest litigiu să ia jumătate, peste jumătate din patrimoniul obștii, o obște care are 5.000 de hectare de pădure, teren cu vegetație forestieră și 3.000 de hectare de gol alpin. Iar vinovați sunt cei care au condus din 2011 până acum. E și actuala conducere care și-a perpetuat mandatul pe baza unor sofisticări de genul ăsta. Membrii obștii nu au mai primit dividende pe 2017, 2018, 2019. Obștea are 3.000 de membri. Ce se urmărește de la început? Noi am fost 649 de membri ai obștii. Ca să-i susțină pe ei, am mai făcut până la 3.000 de membri care să mânce mici, să bea bere la ulterioare ședință. Și acum e dezastru în păduri. A tăiat și a luat numai ce-i frumos. Dacă aveți ocazie să veniți, să vă arăt toată pădurea, că eu mă plimb după ciuperci și văd toată pădurea. Și cred că două, trei marfare nu poate să pună lemnele rămasă, care nu sunt, nu le-a colectat, nu le-a adus. Cum a spus și domnul Duță, din 2017 n-a mai primit dividende. Ei taie pădurile să-și facă salarii lor și a coaliției lor. Adică acest președinte a împins obștea în acest proces păgubos de 10 ani de zile cu această firmă și ca și această firmă au mai fost firme care au avut contract de exploatare a lemnului cu 1% pe zi penalități. Deci în cazul în care se răzgândește una dintre părți, plătește 1%, mi se pare firesc. Dar nu i-a plăcut ochii acestui patron sau acestei firme, au făcut trei concilieri, atenție, la rând, ca Hașcău, acest secretar și cu Pârjol, dar nu s-au înțeles că n-au la șpagă și au împins obștea în acest proces foarte păgubos, aproape de faliment. Și acum această firmă o să execute obștea. Vă dați seama, a doua obște din Gorj, dacă nu mă înșel, primele 10 din țară. Noi am făcut foarte multe demersuri, acum au început să miște lucrurile, vrem ca să
facem și un audit financiar. Aceasta nu vrea să ne spună. Deci la o ședință, la punctul 5, am propus un audit financiar și a doua zi tatăl președintelui a contestat la tribunal. Nica Leon, după aceea, Nica Aurel, după aceea am aflat că e taică-su. E frică lui taică-su de un audit financiar, vă dați seama. Acest baron local se comportă exact ca și cum ar fi obștea lui. Contractul acela trebuia, până la urmă, cum am spus și judecătorii, respectat. Nu trebuia... Trebuia respectat, era vorba de 2.600.000. Ori îi dădea masa lemnoasă sau îi dădea banii și nu ne mai aveam noi acum probleme. În continuare, deci el este, nu știu dacă e conflict de interes, a făcut o firmă la care el își vinde, el își cumpără, își vinde lemnul cu 1.000.000 pe picior, îl vinde cu 3.300 la membrii obștei. Atenție, la membrii obștei! În condițiile în care n-a dat niciun dividend de 3-4 ani de zile. Am făcut, sunt sesizări acum, sunt în curs la antifraudă, sper să se miște lucrurile. Nu putem să lăsăm așa ceva. Nu pot să fac un calcul, pentru că sunt și eu și maică-mea și frate-mi, suntem... N-am făcut în funcție de cât el la ședință, știți ce zice? Bag 2 miliarde în dividende, dar poate să bage 20, pentru că a avut buget, doamnă. Această obște a avut buget ce n-a avut o întreprindere din Gorj, în condițiile în care numai Artego mai este viabilă. Și vrem să știm și noi câți bani a avut acest individ din 10 ani încoace. Cantonul firme de la Niniș la concesionalul Fiusu. S-a făcut majorate, festivități, nu știu dacă e ceva fiscal, deci a transformat obștea în pârjol SRL. Am să fac o pancadă, să pun aici pârjol SRL. Altfel nu ne putem. Membrii vorbesc și de prejudiciul adus obștii de SC Translem SRL în baza unui proces cu o sentință definitivă, firma în care administrator, dar și acționar în proporție de 50%, era tocmai fostul președinte al obștei, Dorin Mituțoiu. Obștea, potrivit oamenilor, trebuie să achite banii în cauză, chiar dacă actuala conducere susține că procesul are la bază un contract oneros din 2010. Acesta are deja o executare pe conturi din acest motiv, dar și un debit de 90.000 de lei către Apia Gorj pentru campania din 2009. Din aceste motive, amânarea luării unor decizii pentru obște, dar și amânarea descărcării de gestiune mult așteptată a încins duminică și mai mult spiritele. Asta cu atât mai mult cu cât adunarea generală poate avea loc abia luna viitoare. De altfel, o parte a membrilor obștii au avut discuții în contradictoriu cu conducerea și în sediul structurii din Crasna. Nu mi-a dat din 2017, am 700 de oi. Pășunează alții din Novaci, șpagă, nu se duc oile în munte și noi suntem... Ai grijă, șpaga, a luat bani de la Ungureanu, a luat bani de la Ungureanu, de 10 ani de zile, fostul director de la Apia, Ungureanu Virgil, ne pășunează muntele nostru a Radoșului de 300 de hectare. Ăla și-a plătit contractul de rentă, tu, fiul tău nu l-a plătit. Șpaga. Are 250.000. Acolo. Băiatul lui are 250.000 da, să returneze la obște pe contractul de rentă. De ce nu i-a plătit? Da. De ce a trebuit să ne judecăm? După ce a dat explicații membrilor obștii încercând să le ofere argumente pentru lipsa banilor către ei, deși structura colectivă pe care o conduce este pe profit, președintele a oferit explicații și pentru Gorj Express. Că în 14, deci cu 3 zile sau 4 înainte, ne-a transmis Direcția Sanitară DSP Gorj prin Serviciu Central Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției că avem voie să facem într-un astfel de întrunire doar cu 25 de persoane în interior, 50 la exterior. Pentru interior sunt 11 membri ai Consiliului de Administrație plus 3 cenzori care trebuie să participe și vin cu siguranță la noi, sunt 3.000 de membri, peste 3.000 de membri. Cu siguranță vin mai mult. Nu poți să n-ai condiții legale pentru desfășurarea unei astfel de întruniri. Convocarea am făcut-o pentru că trebuia să o convocăm. Nu știam dacă se vor ridica restricțiile și asta nu se poate convoca de azi pe mâine. Se convocă, se ia hotărâre în Consiliu, se convocă cu 15 zile înainte. Am făcut procedura. Speram că se vor ridica restricțiile până la data de astăzi și să putem desfășura. Nu se poate, o să o amânăm, o să încercăm să ținem în altă dată, când din nou va fi publicată, se va face convocator, se va... Da, toate demersurile legale. Starea de alertă s-a prelungit când noi am luat hotărârea să o convocăm pentru data de azi. Nu se prelungește starea de alertă, nu știam ce se întâmplă. Putem să o convocăm din nou peste o lună de zile și să se prelungească sau să dea noi restricție. Nu e din vina sau din dorința noastră de a suspenda. Descărcarea de gestiune se face la sfârșit de an, pentru că la început se stabilește un buget de venituri și cheltuieli.
Iar la sfârșit de an se urmărește să se vadă dacă s-a respectat bugetul, dacă s-au făcut cheltuielile prevăzute, dacă s-a depășit, dacă s-a făcut cheltuieli nelegale, pentru asta se face de Secretaria de Gestiune, adică să fie adusă la cunoștință membrilor oștii, să știe, să fie informat, să-și pună punctul de vedere, să se discute, să se ia hotărâri pentru viitor. Pentru asta se face descărcarea de gestiune. Este o societate, trebuie să fie o societate profitabilă și este, pentru că ea creează venituri din vânzarea de lemn, de masă lemnoasă pe picior și din arendarea terenului, principalele venituri. Alte venituri mai sunt închiriere de utilaje sau, nu știu, închirieri pentru fructe de pădure, locații și alte chestii din astea mai mărunte. Dar obștea aceasta a fost lovită ca cu bumeranguri din spate, pentru că am preluat o situație foarte dificilă și ne-am judecat 11 ani, 10 ani pentru un contract. E ori datei de 13 martie 2011, dar este de antedatat, ca și cum o societate comercială în care președintele obștei a fost acționar și administrator, cu 50% și administrator, să prelucreze, să exploateze, să prelucreze câteva acte de punere în valoare și să predea materialul lemnos rezultat membrilor obștei, ca dividende. Numai că actele de punere în valoare care au fost exploatate erau autorizate la exploatare înainte de a se încheia acel contract. Factura de semnare, de primire pe factură, semnătura de primire a fostului secretar, care la data semnării în 4 aprilie 2011 nu mai avea calitate de reprezentare din partea obștei. Am aflat ulterior că factura respectivă de 259.000 de lei cu TVA a fost turnată în luna iunie, iar în luna august a pornit acțiune în instanță de către acea firmă. Ne-am judecat 9 ani de zile, am avut câștig de cauză în toate fazele procesuale și în 2017, într-un dosar penal, am aflat că factura a fost donată, că nu știam că a fost donată și a fost căzută în contabilitate, am și bilanțul contabil al firmei respective, balanțele pe lunile respective. Le-am prezentat în instanță și culmea am pierdut și cu aceste noi dovezi, deci cu aceste noi dovezi am pierdut în instanță și la penalități de 1% pe zi, contract făcut cu totul abuziv, pe baza unui proces verbal al Consiliului de Administrație în 2009, care împuternicea Consiliul de Administrație să facă orice, să semneze orice document, fără dezbateri în Consiliul de Administrație. Să-i... lucru grav, pentru că nu se poate așa ceva. Și acel proces verbal al Consiliului de Administrație a fost hotărător pentru instanță, n-am mai ținut cont de faptul că factura este stornată, deși în contract se prevedeau penalități de 1% pe zi, într-adevăr, la 10 zile de la emiterea facturii. Ori dacă factura a fost emisă în 4-a, 4-a, stornată în 30-a, 6-a și acțiunea este în 20-a, 8-a, 2011, inclusiv în 2017 s-au dat dividende, inclusiv pentru 2017. Pentru 2018 s-a stabilit în adunarea generală din ianuarie 2019 să se dea în funcție de câte drepturi are fiecare în muntele respectiv. Adică pe fiecare munte să facă balanța, bilanțul contabil, venituri și cheltuieli ca fiecare să-ți primească dividendele. A fost contestată tot de membrii obștei, care unii sunt aici de față, și contestația nu s-a terminat nici în momentul de față, pentru că așa se fac cei la instanță în România. Și nu s-a mai putut. În 2019, trebuia să stabilim în 2020 cum se dau dividende. Nu s-a putut, a intervenit starea de pandemie. Nu s-a mai putut ține adunări generale de atunci până acum. Consiliul de Administrație nu își poate asuma acest rol de a lua hotărâri în numele adunării generale. Acum stabileam anul în 2021 pentru 2020 sau și pentru restul, iar nu se poate ține. Într-adevăr, este și această executare pe umerii obștei, executare care este suspendată în momentul de față. Obștea din Crasna numără 3.000 de membri și gestionează 15 munți, mai exact peste 8.000 de hectare de teren pe raza a două județe. Mai exact 5.300 de hectare sunt pe fond forestier, iar restul pe hol alpin. Conflictul oamenilor cu obștea este departe de remediere. Aceștia așteaptă întrunirea adunării generale pentru a se vedea ce investiții se mai realizează în beneficiul lor. În Crasna, un investitor interesat vrea să realizeze un parc fotovoltaic, terenul fiind al obștii.